Vă salut, prieteni, vă spun bun venit pe vlogul meu cu numărul 100 de pe acest canal. Iată că în cele 10 luni de când am lansat acest canal de YouTube am ajuns la cota 100 și asta doar datorită vouă, prieteni. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine și vă invit să rămâneți alături de mine în continuare pentru că îmi doresc să devenim și mai buni de acum încolo, îmi doresc să câștigăm și mai mult la pariuri și îmi doresc să creștem și mai mult această comunitate frumoasă pe care o avem în momentul de față. În cazul în care n-ați făcut-o deja, vă invit chiar acum să apăsați acest buton. Iată că în cele 10 luni am ajuns la 3224 de abonați. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru și dacă n-ați activat și clopoțelul de notificare, bine, este cazul să o faceți, pentru că nu-mi doresc să ratați vreodată vreun clip pe care eu îl postez. Asta în cazul în care, evident, vreți să aveți parte de cele mai bune sfaturi de pe această piață a pariurilor sportive din România. Recapitulând, avem 100 de clipuri în cele 10 luni de viața acestui canal, 10 luni frumoase, 10 luni pline de clipuri și de bilete câștigătoare, ceea ce înseamnă că am avut o medie de 2,5 vloguri pe săptămână, dacă e să o dăm și în pariuri. Știți foarte bine cum ne place nouă cu peste 2,5 goluri, cu sub 2,5 goluri. E bine, eu sunt fix la 2,5 vloguri pe săptămână. E bine, prieteni, încă o dată vă mulțumesc și acum rămâneți alături de mine și după ce ne ric, nu plecați, pentru că v-am pregătit o mulțime de surprize pentru această seară de Europa League. Loviți chiar acum butonul de like și rămâneți alături de mine pentru a afla care sunt biletele pregătite special pentru voi. Hai să începem direct, v-am lăsat în descriere un link de unde vă puteți abona la comunitatea Andrei Dumitru, cea despre care v-am vorbit mai devreme. Așa că dacă vreți să primiți de acum încolo în fiecare zi biletele și pronosticurile mele pe adresa de e-mail, trebuie doar să accesați linkul din descriere. Trecând peste acest aspect, vreau să vă spun că am pentru voi mai multe bilete, însă vom începe cu biletele bonus dublu. Am un bilet bonus dublu pentru agenție pentru voi și un bilet bonus dublu pentru online. În cazul în care vreți să-l jucați și pe cel online, unde am cote sub 1.25, am cote inclusiv de 1.08, 1.10, adică șansele de a ieși acest bilet sunt mult mai mari, cei drept câștigul nu este la fel de mare ca cel de la agenție, însă sunt șanse mult mai mari să câștigăm cu acest bilet. Dacă vreți să-l jucați, știți foarte bine că trebuie să descărcați aplicația celor de la Fortuna, așa că v-am lăsat un link în descriere de unde puteți descărca aplicația, iar în ceea ce privește biletul bonus dublu de agenție, am preferat să merg pe toate meciurile din această seară de Europa League, chiar dacă unele pronosticuri nu mă încântă și nu sunt mulțumit de ele și nu sunt sigur de ele, pentru că a trebuit să iau o cotă de cel puțin 1.25, astfel încât să îndeplinim condițiile de bilet bonus dublu. Chiar dacă nu sunt foarte mulțumit de anumite pronosticuri, vă invit să jucați acest bilet bonus dublu, doar așa de distracție, așa că nu pariați sume mari, nu depășiți o miză de 2-3 lei, mai mult nu merită, pentru că este destul de riscant și, v-am spus, de anumite pronosticuri nu sunt foarte sigur. Așa că mergem pe o miză de 2-3 lei, doar așa de distracție. Dacă vreți să vedeți care sunt cele două bilete bonus dublu pe care vi le-am pregătit pentru această seară de joi din Europa League, intrați chiar acum pe Google, căutați Andrei Dumitru, intrați pe site-ul meu și veți găsi, am acolo în primul articol de pe site, cele două bilete bonus dublu pregătite special pentru voi. Avem o seară plină de meciuri foarte interesante în Europa League și vreau să văd care este și părerea voastră, așa că vă aștept să-mi lăsați chiar acum în comentarii și să-mi spuneți ce bilete veți juca, ce pronosticuri aveți pentru această seară. Eu v-am pregătit un bilet, evident, la Fortuna, un bilet destul de interesant, zic eu, un bilet format din 5 evenimente.
Începem cu Torino, Wolverhampton, sub 2,5 goluri am jucat aici. Torino încă n-a început campionatul, în timp ce Wolverhampton are deja două remize și multe alte meciuri disputate în Europa League, în preliminariile Europa League. Ei bine, Wolverhampton vine după remiza obținută pe propriul teren împotriva celor de la Manchester United. Diavolii lui Solskjaer au ratat chiar un penalty prin Paul Pogba și am văzut-o pe Wolverhampton că încă nu marchează foarte multe goluri și oricum o știu din sezonul trecut că nu este o echipă foarte ofensivă. Este o echipă, în schimb, foarte bine organizată, care se apără foarte bine, cu o defensivă foarte puternică și foarte stabilă. De partea cealaltă, Torino, până la urmă, este o echipă italiană, este o echipă care este la începutul sezonului, seria va începe în weekendul care urmează, așa că mă aștept să văd puține goluri și voi merge pe această opțiune sub 2,5 goluri. Următorul meci este de peste 2,5 goluri, este vorba despre PSV cu Apollon Limassol. Următoarea partidă, Slovan Bratislava cu PAOK X2. PAOK eliminată din preliminariile Ligii Campionilor de Ajax, iată că a ajuns acum în play-off-ul Europa League și e clar că are prima șansă în dubla manșă cu Slovan Bratislava. Următoarea partidă este Feyenoord cu Hapoel Berșeva, am jucat aici 1 și în cele din urmă Ludogoreț cu Maribor, ambele echipe marchează. Maribor a arătat foarte bine în preliminariile Ligii Campionilor, apoi a trecut și ea la fel ca PAOK în Europa League, în timp ce Ludogoreț nu mai este echipa din sezoanele anterioare, că echipa care ajungea de fiecare dată în grupele Europa League, care a jucat și în grupele Champions League, chiar care ajungea în fazele finale din Europa League, nu mai este vorba despre acea echipă. Ludogoreț, trebuie să recunoaștem, deși avem mulți români acolo, este o echipă modestă și cred că va ieși în această variantă cu ambele echipe marchează. M-am ferit să joc meciul celor de la FCSB pentru că nu-mi place deloc ce se întâmplă acolo și nu știu ce să joc, nu cunosc nici echipa portugheză, însă voi, dacă aveți pronosticuri legate de acest meci dintre FCSB și Vitória Guimarães, vă aștept chiar acum să spuneți în comentarii, să-mi lăsați în comentarii pronosticul vostru pentru această partidă. Atât pentru moment, prieteni, cu acest vlog pentru preliminariile Europa League, dar nu plecați nicăieri pentru că voi reveni foarte repede, pentru că știți foarte bine, trebuie să discutăm pronosticurile de weekend. Până atunci, vă doresc să aveți doar bilete câștigătoare în această seară de Europa League și să știți că vă țin pumnii. Pe curând!